Fetelor, am terminat de gătit. Haide să ne relaxăm la un film de Crăciun. Mami, mami, decât să ne uităm la un film, am făcut eu o compunere foarte frumoasă. Vrei să o citim? Desigur, ia să vedem. Hai să stăm pe canapea. Hai să vedem compunerea mea. Întâlnirea cu Moș Crăciun. Au fost odată ca niciodată trei fetițe foarte curioase. Exact ca voi, care voiau să afle dacă Moș Crăciun există. Există? Cum să nu existe? Cine nu crede în Moș Crăciun? Unii copii de la școală, prieteni de ei mei. Habar n-au ei, pierd toată magia. Așa că una dintre fete a montat o cameră de filmat care ține 24 de ore din 24, fără să o vadă cumva părinții, pentru că i-ar fi stricat tot planul. Curajoasă fetița asta, o cunoști? E doar ficțiune, mami, e doar ficțiune. Fata nu a montat camera de mult, deoarece ar fi aflat nu doar părinții, ci și toate rudele. Așa că fata a montat camera seara de ajun, dar nu foarte târziu, deoarece trebuia să-i pregătească moșului lapte cald, fursecuri cu ciocolată, bombonele și să nu uităm că Moș Crăciun nu vine singur. Vine cu renii lui care îl transportă din casă în casă. Așa că a spălat morcovii, a curățat și a pus în farfurie. M-am temut puțin pentru tabloul din living, să nu cumva să-l mănânce renii. Dar ce renii mănâncă tablouri? Cum rămâne cu morcovii și toate vegetalele pe care le mănâncă? Ai să vezi, mami, ai să vezi! Abia aștept! Cum de ce? Iată! Deja se întreabă toată lumea, inclusiv tu. Tabloul este realizat din licheni vii, iar lichenii sunt hrana preferată a renilor. Mâncarea renilor! Voi de unde ați mai apărut? Nu vreți să auziți povestea? Mâncarea renilor i-a primit. Ce moale e! Pe asta de unde o aveți? Din călătoria din țara lui Moș Crăciun. Călătorie? Țara moșului? Eu n-am zis că Moș Crăciun nu există, dar să cred în bazaconile astea cum că ați ajuns voi acolo. Citește până la final. E doar o compunere, dar să vedem. Am sperat totuși să nu-l observe și să fie mai atrăgător morcovii mei. Să fiu sinceră, una dintre fetițe sunt chiar eu, iar celelalte fetițe sunt surioarele mele, Teodora și Briana. Hei, e povestea voastră! Dar în afară de camera de filmat, am stat și la pândă până la ora 23, până când l-am prins pe Moș Crăciun cu elfii lui, aranjând cadourile sub brad. L-ați prins pe moșul? Da! Bine, bine. Când moșul punea cadourile mamei mele sub brad, ce mi-a adus? Ai să vezi! S-a auzit o lovitură în podea. Moș Crăciun fiind bătrân nu auzea prea bine, dar elfii da. Elfii au fugit îndată, dar moșul nu. Vă întrebați de ce elfii nu i-au spus moșului că s-a trezit cineva? Mai ales ei trebuiau să facă liniște pentru a nu fi suspectați. Eu cred că dacă nici lovitura din podea nu au auzit-o, era în zadar. Teo a venit și m-a dat de gol. Moșul când ne-a văzut a rămas fără cuvinte. Dar după câteva momente în care am stat nemișcați cu toții, moșul a zis: ce căutați aici treze la ora asta? Credeam că sunteți pe lista copiilor cu minți. Moșule, noi doar am vrut să păzim tabloul viu pentru a nu fi mâncat de renii tăi. Desigur, asta era o minciună, dar nu știam ce altceva să zic. Încetează, eu citesc gândurile. De unde crezi că știu ce copil și ce purtare? Noi speram să fim mereu în capul listei tale de copii cu minți. Și am plecat căscând spre camerele noastre. Când deodată ce să vezi? Renii rumegau de zor la tabloul nostru de familie. Am început să plâng. Ce vă zice mama? Moșul m-a auzit și se întoarse către mine. Știu eu de unde putem lua lichenii vii și să îi înlocuim pe cei mâncați de Rudolf. Veniți cu mine în Laponia. Dar înainte de asta, mă veți însoți la toți copiii lumii unde trebuie să împart cadouri. Primim un super colet. Haideți să vedeți și voi despre ce e vorba. A venit tabloul cu... Salut! Ce avem aici? Ce avem aici? Ce avem? Ceva mare. Hai, mami, tu coordonează. Îmi bat, îmi bat. Yuhu! E greu. E tabloul cu lichen. Hai să vedem. Și avem un minunat colet primit de la Urban Nature. Atenție! Dacă vreți și voi ce se află aici încă nu știți, trebuie să comandați pe urbanteacher.ro. Hai să desfacem că nu mai pot de răbdare! Și eu! Acum mai punem pe perete, dar unde?
vă arătăm când reușim să dăm la parte tot ambalajul. Hei, și Teo exersează figura ei de gimnastică de acolo din tablou. Bravo, Teo, ți-a ieșit, hopa! Gata, tati? Gata! Wow! Vă știți că lichenii sunt hrana preferată a renilor, dar cei de la Urban Nature îi cultivă în mod special pentru aceste tablouri pe care le personalizează atât de frumos. Adică Ramona a creat pentru noi această imagine minunată. De asta ați făcut asta ca să mă renii? Nu, mama, nu! Renilul Moș Crăciun s-ar putea în noaptea dintre ajuns și Crăciun, când vin să vă lase darurile, s-ar putea să mănânce un pic de lichen. Dar uite, de asta Ramona ne-a mai trimis niște licheni acolo, ia să vă arătăm. Da, ca să poată să mănânce renilui Moș Crăciun din ei și să nu-i atace pe aceia din tablou. Și am primit de la Urban Nature un cadou de casă nouă, un tocător de stejar cu rășină epoxidică și new home. Și i-a primit ce am mai primit. Noi credeam că acolo în pachetel sunt licheni, au fost și licheni. Să mănânce renii în noaptea de Crăciun. Licheni, dar să le placă, să le mâncă, să avem mâncă. Tricouri cu Urban Nature Crew. Facem acum parte din echipa Urban Nature. Le facem folia. Hai, mami. Sărată. Extraordinar în realitate. Nu o să trăiți niciodată senzația asta doar privind clipul, așa că vă invităm la noi să atingeți tabloul din lichen vii. Și atenție, ei trăiesc 15 ani aici în tabloul nostru și n-au nevoie de nimic, se hrănesc pur și simplu cu umiditatea din aer. Nu trebuie să-i uz, nu le trebuie lumină, nu le trebuie căldură. Pur și simplu să noi am fost înghețe, dar în rest stau foarte bine. Și acum montajul în perete. Fetelor, ce vis am mai avut! Se făcea că ați fost în lumea lui Moș Crăciun și noi aveam un tablou viu! Ua! Ce frumos e, dorința mea s-a împlinit și nu e mâncat de reni. Păi nu e, mami, că m-a dus noi să completăm. E extraordinar! Și voi știți ce proprietăți miraculoase are acest tablou viu? Oferă bunăstare fizică și psihică. Și nu necesită întreținere. În plus de asta, rezistă 15 ani, așa, vii cum îi vedeți. Pur și simplu, ei se hrănesc cu umiditatea din atmosferă. Nu le trebuie surplus de apă. În plus de asta, cei de la Urban Nature vă pot personaliza orice fel de tablou, de orice dimensiune și în orice culoare. Pe-al nostru l-a personalizat și personificat Ramona. Mulțumim, Ramona! A avut o idee extraordinară, a încercat să ne cunoască mai bine, de fapt ne cunoștea pentru că ne urmărește vlogurile și pentru asta îți mulțumim. Iar băiețelul ei, Arthur, este mare fan, iar Mark vine din urmă și ne urmărește și el cu mare interes. Arthur împreună cu mămica lui a lucrat la acest tablou și l-a făcut să arate așa. Siluetele din imagine reprezintă familia noastră, persoanele care fac parte din familia noastră, mama, Mara, Briteo și tati. Părinții creează cu brațele lor un adăpost copiilor, dar le arată și panta ascendentă a muntelui. Suntem guvernați de soare și de curcubeu, pentru că avem o viață colorată, luminoasă și plăcută. Cerul senin, lipsit de nori și munții verzi. Suntem într-o permanentă comuniune cu natura. Prin proiectele lor, cei de la Urban Nature reușesc să realizeze legătura om-natură, chiar dacă noi ne-am depărtat un pic și trăim în mediul urban. Dar acest izvor de sănătate ne înfrumusețează casele și aduc o armonie plăcută în viața noastră. Așa e, fetelor! Și știți că ăsta te învață să fii mai bun!
Da, adică... Nu. Adică te calmează, scade tensiunea arterială, are multe, multe, multe elemente benefice sănătății. Și puteți afla asta dacă intrați pe site-ul celor de la Urban Nature și pe pagina lor de Instagram. Lăsăm link în descriere. Și așa cum au zis fetele, lichenii sunt într-adevăr hrana renilor, dar atenție! Cei de la Urban Nature nu fură hrana renilor, ci îi cultivă special pentru aceste minunate tablouri. Sperăm că vă place vlogul nostru despre ce modificări am mai adus casei noastre și cum am împodobit-o. Abia aștept să vină moșul și să se bucure împreună cu renii și cu spiridușii de tabloul nostru. Până data viitoare. Spiridușii vin? Și spiridușii vin. Cine credeai că mănâncă atâtea fursecuri? Moșul? Până data viitoare, noi v-am pupat! Fiți fericiți și faceți tot ceea ce vă place!